Da, domnului, Bună ziua, se trezește domn profesor. Noi uh, noi am ajuns. Mulțumim foarte mult că ați venit, domn' profesor, și că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc uh, încă o dată. Înțeleg că e primul podcast? E primul, uh, da. Primă, da. Sunteți primul nu și dacă invitat. ați fost super inspirați. Eu sunt Ardelean, n-am spontaneitate deloc, mă pierd. Noi nu găsesc cuvintele, dar probabil că ați gândit să începeți de jos și să ajungeți undeva foarte sus. Am citit undeva că mergeați când erați copil, mergeați la cinematograful Bistrița. Da. Când erați mici vă uitați la filme cu cowboy. Da. Asta l-a făcut pe copilul Titienii să vrea să fie actor? Adică vă bătea gândul în atunci? trecut și a fost un gând puternic. Până prin clasa a șasea, după care am părăsit gândul, dar perioada respectivă a fost uh, absolut fantastică. Locuiam într-o curte cu 11 familii, eram 9 copii, maghiari, germani, români. Era armonie, era armonie. Aia. Și reușisem la un moment dat să creez, să creez o echipă, mergeam cu toții la film, după care rejucam filmele era o combinație de basm românesc și film da, american. Da, aveți senzația când plecați de la film că puteți să împușcați și aveți putere mare, adică vă era ca un drog, așa, ca și cum injecta cineva adrenalină. de exemplu, eu după când eram puș și mă uitam la filmele cu Bruce Willis, la Die Hard și la nu -nice și plecam de la cinematograf Plecam, eram așa, tensionat și aveam alt mers, vroiam să mă duc să mă bat cu ăla pe care, de care mi-era frică lângă bloc, care ne amenința pe toți. Deci a, a venit mama odată acasă, m-a găsit cu un dulap, cu un scaun pus pe dulap, de unde eu săream. <răzări> pus mâna la cu în ce acolo. Și până să-i răspund, am sărit. să reas pe cal sau ce era? Acum... Am... Sau de acolo vă împușca, că mai era Dar și asta. Erau tot felul de situații în care ei cădeau de pe casă. Deci A, erau da, împușcați. Cădeau de, de, zis de casă, Dacă da. oamenii aia pot, sunt și mici și departe, cum să nu pot? <laughs> Dar ușor, ușor, în măsura în care vreți să continuăm povestea, aveam o profesoră de limba și literatura română care ne dădea un 5 uh, necondiționat dacă aveam abonament la teatru. În Bistrița veneau toate teatrele din zonele limitrofe, Turda, Cluj, Târgu Mureș, Satu Mare, Baia Mare și aveam stagiune joi, vineri, sâmbătă. Sigur că prima intenție era să mergem la teatru să ținem fetele de mână, mână da. pe cele pe care le puteam ține de mână. Dar firma. în același timp în fața ochilor s-au dezvălat nenumărate producții cantitativ vorbesc, ceea ce era foarte important, de calități diferite și cât de cât am prins povestea asta cu teatru, adică m-am familiarizat, pe urmă am dat peste un alt profesor de limba și literatura română care spunea, nu știi lecția, înveți 10 poezii pe de rost. Cele mai scurte poezii, le învățam pe de rost, nu învățam lecția, mă duceam și am două 3 eu știu 10 poezii. Sau auzim și Ei, plictii, am pe colegi cu 10 poezii pe care le spuneam așa, adică la punctaj, prima, a doua, a treia. Pune asta cu 10, 10, poezii, dacă nu știi lecția acum, dacă nu știi, faci 10 flotări. Deci totul sunt mușchi minții. Așa, nu. Da. E... Și uh, aveam o, o, o gvazi pregătire pentru. Noua mea carieră sau o posibilă carieră, nu noua mea, spun noua pentru că eu am vrut să dau la științe economice, mama a fost economist, contabil și asta m-a urmărit. Și la un moment dat a apărut o profesoară de utilaj tehnologic, dar ea scria în timpul liber. M-a văzut recitând la celebrarea 70 de ani de la înființarea liceului și m-a încurajat, mi-a spus că adică m-a încurajat, nici măcar nu m-a încurajat, că nu era dorința mea, a spus tu trebuie să te faci actor. Haideți doamnă, lăsați glumele deoparte, tu trebuie să te faci actor. Atât de mult a insistat, am internalizat și până la urmă mi-am dorit și să fiu actor. Hai, da. Și de acolo încolo a început uh, drama, prima dată le-am spus părinților, tata a râs... Uh, Homeric, dacă aș putea să spun, mama lăcrimat median. Și diriginta mi-a spus, Adrian, eu credeam că tu ești un băiat serios. Nu mi-am dat seama că e o latură atât de superficială. Inclusiv prietenii m-au pus puțin la index, că na, în anul 4, de unde toată lumea știa că te duci pe drumul ăla, spui eu vreau să mă fac actor. Să-i tot ciudat la mine, zice, asta e nebun. Am stat lângă un dement. Da, că toți ați adus vorba de asta. Știu că la un moment dat ați spus că, momentul în care ați schimbat decizia de a da la actorie, prietenii noștri au fost foarte dezamăgiți și că nu v-au mai chemat la, la o petrecere. Exact, asta a fost consecința. Dar de ce? Doar pentru că adică, și licenii din Bistrița urau actorii sau... De ce? Nu, părea atât de, de, atât de ieșit din normă, atât de specială povestea, încât. Cel care îndreznea să pronunțe cu voce tare sau realmente, să facă pasul, nu era în regulă. da, da era te totuși o perioadă datatul... în care era totuși generația de aur. Era o, o grămadă păi de... da, dar depinde de ce colegii noastre ce voiau să se facă. Păi Ei, în, erau tot în zona de științe, probabil. Uzoale, inginerie și așa mai departe, și nu? cred că 37 politehniști, eu am mai avut o medicinistă, deci, dumneavoastră de ați fost singurul care s-a dus spre zona artistică. Se părea că vă dați mare mai mult și că vă puneți așa pe un piedestal față probabil, de ei și a zis, ia, lasă-ne tu pe noi. În pață, da, nu? probabil, asta a fost. Și nu v-au invitat la o petrecere? Nu, nu, nu M-au izolat. Adică, nu m-au invitat la o petrecere pentru <laughs> m-au întrebat de ce. Eu zis, și ușor- ușor m-au izolat. Sigur că a fost o lecție foarte importantă de viață, pentru că după amănuntul ăsta, ulterior când am intrat la teatru primeam telefoane cu nemiluita și eram curtat. Adică acum <coughs> statutul și identitatea mea au fost redefinite. Adică v-au sunat, și... știi, auzi, Adrian, la petrecerea unde n-ai venit n-a fost cine știe ce da. stai liniștit. Da, Mai da, bine da. că n-ai venit. Eu aș fi vrut să te iau, dar nu. Mai bine că a fost. Inclusiv relația cu profesorii. Pentru că nu exista la momentul respectiv, m mă duc puțin în altă zonă, nu cred că am întâlnit persoană în afară de domnița Petri, cea care m-a încurajat, care să-mi spună, dacă simți că e drumul tău, fă asta. Deci nu am întâlnit persoană. Cu oricine am intrat în incidență, actori, regizori, colegi, prieteni, părinți, profesori, toată lumea zicea, bă, băiatule, deci de nici eu nici nimeni, nu înțeleg asta cu nici actorii nimeni, care nimeni. zic, că de obicei actorii spun, no, dacă am un copil nu-l sfătuiesc să facă teatru, pe nimeni nu-l sfătuiesc să facă teatru, de altfel eu îmi iubesc meseria și o fac cu pasiune. Dar de ce dacă ăștia ăla vrea la fel ca tine? Probabil ce spun în Chehov în cântecul lui de Rebedă e uh, în mentalul nostru colectiv. Uh, pe actor toată lume, lumea îl admiră, dar nu i-ar da nimeni fiica de soție. Da, am înțeles, da. uh, frumos. Da. Știu că uh, și unchiul dumneavoastră care v-a pregătit pentru... Nu? Ați făcut pregătiri cu unchiul dumneavoastră la, pentru științe economice și știu ah, da, că... Da, 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 da. A fost foarte de la fel, foarte dezamăgit în momentul în care... Da, uh, unchiul Dinu... Mergeam în fiecare weekend la Cluj, de la Bistrița, mă pregătea <coughs> și în momentul în care i-am spus că vreau să dau la teatru, s a căzut în sine ai, și mi-a spus, Adrian, acum când ai început să vezi matematică? Adevărul e că începusem să văd cât de cât matematică. Era un profesor foarte bun, Dumnezeu să-l odihnească, și uh, îmi explica la ce folosesc uh, logaritmii, la ce uh, folosesc grafurile, uh, sumele, etc. Înțelesem cât de cât. Și în momentul în care... A punctat el, a început să vezi matematica, acum a renunț, mare dezamăgire. Cu atât mai mult cu cât făcea o muncă pro bono, pentru că eram în familie. Mm -hmm. Faceați timp... naveta. da? O da, dată da, da, pe da, săptămână da, da, mergeați la, da, la Cluj, da, nu? Da. 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 Și ați venit, până la urmă, ați Veni în București, da. dau la. Nu v-ați gândit la altă facultate mai nu. aproape, Cluj? Nu, nu, nu. nu. -ați București? București, da. București, da, Și, tot e. În continuare, a ceea ce vă spuneam, că n-am întâlnit subiect care să fie cât de cât încurajator, încurajator devenisem imun. Adică puteai să-mi spui cu zâmbetul pe buze, te întâmpinam, e o profesie, așa, așa. așa. Da. ok, ok, okay, da. ok. Și probabil, cred că ăsta a fost trigger -ul. asta a fost un tip de motivație care s-a instituit cu cât îmi spunea mai multă lume că nu trebuie Vă să motiva fac și asta, mai tare. motiva și mai tare. Inclusiv domnul om, Dumnezeu să-l care m-a pregătit în perioada respectivă, mi-a spus, băi, băi, tu vrei să faci meseria? Da. E, atunci, dă o dată de două de trei ore. Nu, domnul, nu dăm o dată de două de trei ore. Deci eu vreau să fac meseria și eu să intru la facultatea asta. E tâmpit. <laughs> de o dată pentru că exista, exista... Erau foarte puține locuri oricum. Foarte nu? puține, te... da. da. Și există acest istoric, această cutumă a faptului că chiar de la o cutumă, trebuie să dai de două, trei ori ca să da, te certifice, da, da, da. pentru că sunt mari actori care au dat la... Deci și nu. de opt ori au dat, na. Da. da. da da Și a venit da. bietul tată de la bistrița și a spus, domnul, nu se intre anul ăsta, dar merge în armată, armată atunci era un an și patru luni, nu da. vă puteți imagina și nici nu vreau să vă imaginați, dar anul viitor ne pregătim și mi-a spus tatăl și a zis, poftim, da, îți dai seama că e inutil să te ambiționezi într-o Dar a fost frică? Care... Vai de bine și de mine. Vai de mine. Dar vă era mai mult frică de ce? Că urma să faceți stagiu militar? Sau era frica, um, nu știu, față de părinți, să nu dezamăgiți? Să nu... Că... Dincolo de acest aspect a faptului că dezamăgeai, dai seama, colegi, colege, toți copiii... Era și foarte înverșunat? Același... Da și a plecat să dea la teatru, bineînțeles că nu intră și acum mama ar fi trebuit să vină cu un răspuns, n-a intrat, dar anul viitor... Da, mai dai o să... dată de două, de trei ori. Nu știu dacă am conștientizat cauzele fricii, dar cert e, dacă mi-aduc bine aminte, că mă întâlneam cu niște oameni coborâți din marele sau micul ecran. Pentru prima dată într-un oraș necunoscut. Mm -hmm. Adică era un soi de emoție cu un amalgam de frică, rușine, neîncredere, toate erau conținute pentru că era Amza era Olga Todorache, era de în comisie. În comisie. Da. Și comisia era la Teatrul Național, pentru că școala se mutase de la Bulandra în 1977. Eu, în 1981, Radu Verigan găzduise la vremea respectivă Institutul la Teatrul Național și în sala atelier a Teatrului Național, dădeam de examenul de admitere. Deci era, totul era copleșitor. Deci cine era în comisie? Am zapel Olga Tudorache. Am zapel Olga Tudorache, Demir Sandamanu, Grigore Gonța, Petrica Gheorghiu, cam ăștia. Și Mircea Albulescu nu era nu, în comisie? Nu, era în școală. Am înțeles. La vremea respectivă. Ok. Păi, și și dumneavoastră n-ați făcut la Mircea Albulescu? Nu, am terminat la Mircea Albulescu, ah. am început la Grigore Gonța. A, ați la Grigore de Gonța. Dar cred că domnul Grigore Gonza a fost purtătorul meu de bun destin m-a mm -hmm. plăcut, dânsul m-a plăcut din prima, de altfel la eliminatorii mm -hmm. -am doamne câte poveste sunt legate de, de, de chestia asta, de ascultare, de neascultare de decizie, de indecizie așa cum vă spuneam, am pregătit la Naum vreau să spun poezia Cetatea Neamțului pe care o repetasem mm -hmm. la îndemnul profesorului de limbă și literatura română o știam, o învățasem o rechis, cum știam eu, dădeam din mâini făceam ca toate alea și m-am dus, și am spus poezia lui domnului Naun și a zis, ok, o uiți. Dar de ce, domnul că mi îmi plăcut. Uiți. Dar de ce să Nu știa ce să-mi explice. Domne, uiți. Uiți pentru că spun eu. Dar mie îmi place, băiatule. Odată că a intrat altcineva cu poezia asta, nu mai poți să spui, tu ești moldovean? Păi, de ce ar trebui să fiu moldovean? Păi, ce, Deci, nu, nu, uite, uite. Și asta m am ambiționat. Vezi, psihologie inversă. Și tot am repetat uh, cetatea neamțului, îmi dăduse tovarășul Serghei Esenin. Uh, Venise și Claudiu Blonț, tocmai făcuse concurs, am văzut filmul cu el, uh, tot coborât din marele ecran era și Claudiu Blons, uh, care m-a ascultat cu tovarășul Serghei Esenin și a zis Adrian, nu e bine, excepțional, o spui, fantastic. Și înainte să intru la prima probă, mă plimbam pe hor și eram indecis, cetatea ne-am țărui tovarășul, cetatea n am țărui tovarășul, cet da, cetatea n am tovarășul, cetatea ne numele noastră, titienii Adrian Ioan. Cetatea Neamțului. Ce poezie aveți, Cetatea Neamțului? Ah, <laughs> stai puțin, stai puțin, nu, să mă iertați. Uh, Dar ce are, mă, băiatule? Cetatea Nu, nu, aș vrea să-ți spun tovarășul. Bun, să zic, spune asta, Cetatea Neamțului. Domnul Ipate, domnul Conovaru, am început să spun citatea neamțului, o strofă jumate și a zis, Golța, stop, mulțumesc. Următorul. Ah, și tovarășul. Dar nu m-am din loc. Zic, da, aș vrea să... Nu, nu, nu mulțumesc, mulțumesc. Stați puțin. Deci îți dai seama ce era mine. Că am picat, păi ce, după două strofe, nici măcar... Mai bine, la, mai ascultam pe Naum. Mai bine la ascultam pe da. -a, Naum. Aoleu, armata. Aoleu, armata. Aoleu, tata. tata. Da și um, așa ca un corolar a acestei întâmplări în sala teatrului național la ultima probă am început, Grigore Gonța mi-a zis să spun cetatea lanțului din nou, am început cetatea lanțului și odată cu um, rostirea neclară, indecisă a unui ardelean și piciorul drept a început să plece dar nu era altul. Era alt, într-un deci, step din ăla da, necontrolat. Era alt, era autonom știu. funcționa singur și eu ziceam, dar mă tremuram tot Andoie. Și zicea: Ata, ca să se termina odată. Să... <coughs> și Olga Tudorache a făcut din spatele uh, lampadarului veiozei, Iozei uh, aprinse, a făcut ha! Atât. Atât. Confirmarea Olga Tudorache a produs un fenomen absolut extraordinar, să nu considerați că intrăm așa. în metafizică. Am simțit ca un val de energie care vine și mă liniștește absolut la modul propriu. Deci, pur și simplu, era concretă. Și n-am mai tremurat nici piciorul, m-am liniștit și în relație și legătură cu timpul. Pur și simplu am înțeles unde sunt, cine sunt, ce fac, de ce fac. Ce, ce frumos. Da, chiar foarte frumos. No, Ulterior, no, 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 no. viața să mă iertați, viața m-a pus în condiția de a fi asistentul lui și am întrebat-o, doamnă, țineți minte? Și a zis, ești în Ienic, cum o să țin minte no, <laughs> câte haure am făcut? Nu, <laughs> la altceva mă refer. Mă refer dacă a fost un gest conștient, de încurajare sau pur sau și simplu -a spontan v-a plăcut. Nu știu. E da. Irrelevant, cert e Nu că... mai contează, dar da. apropo de asta, să știți, eu, la admitere, eu am uh, o experiență cu doamna Adriana Popovici, Mie, eu m-am pregătit cu Micheta Juvara și doamna Juvara mi-a spus așa, când zici monologul, te uiți în ochii fiecăruia, să prinzi curaj, să-i convingi că spui bine. Și am pornit, de la, era Adrian Pintea, domnul Cojar, erați dumneavoastră și am ajuns și la doamna Popovici. Că doamna Popovici, când am ajuns, a făcut așa. Ia și -a făcut. Da, Asta înseamnă da. că am pățit și eu la licență. Aceeași chestie. Aceeași chestie cu Adriana Popovici am pățit-o și eu. Da. La Mult, cred că toată, multă Eu lume. am spus, că am aia de ce ai, ce ne-ai pregătit? Și zic, am din partea de biliard de la 90 și jumătatea lui Heinrich Boll. Și eu știam că mă știe din facultate și că mă place. Eu am făcut la ecologic, când am dat licența la un Și erau Dan Vasiliu, Zanfirescu, Cojar, erau toți acolo. Și după aceea zic, păi mai am din Halebarda, lui Marin Sorescu. Am spovedania unui derbedeu al lui Esenin <laughs> Și zic, păi atât am nu Dar zine, băiatule, ceva zile, ce... Și zic, a, aolă, deci m-a terminat Săracă, ea avea început acela de Parkinson Și eram, doamne Iar cu, cu piciorul am pățit Pentru că, nu știu din capul meu ce a fost Că doar eu am venit foarte pregătit la admitere Numai că, pur și simplu N-am știut de cântec și nu știam niciun cântec. Bine, știam multe cântece, dar când, după ce am spus monologul, m-am întors să plec, am zis bună ziua și a zis, măi, mai stai puțin. De câte ori M-am întors -am și a zis, te... da, și a zis, de cânta știți să cântezi? Da, normal că știu. Cântă-ne ceva. Acum? <laughs> nu. Da. <laughs> <laughs> și am început să cânt de lui Tudor de la Vama și în momentul ăla, Bă, da, a fost într-un control extraordinar, am zis monologul foarte bine, nu aveam emoții, adică aveam emoții, dar Puteam să le controlez. E, când a zis vorba, a venit cu cântatul, A început la fel, piciorul să-mi tremure atât de tare, încât mi-a ieșit un vibrato excepțional. <gântu -i> <gântu -i> și după a venit prin. și mi-a spus, atât de mult mi-a plăcut vibrato-ul ăla al tău, n-am zis că era <gântu -i> de la să picior. Da, Ne-am emoția să... Să... și ai folosit-o în sens am Nu mi-a mai ieșit vibrato-ul ăla niciodată, îți dai seama. Deci ați fost, până fost la urmă, facultate, ați făcut-o în anii 80, care sunt considerați anii mari boemii ai, ai, față de ce acum, deci lumea nu trește. Eu am crescut în anii 80, eram copil și mă uitam ca la niște zei la Teatru TV Marțea, la filmele românești care se dădeau într-una și când am intrat în facultate am mai prins prin 97-2001, când am terminat, eu încă mai era, acum nu mai există, e o viteză totală. Cum era facultatea anilor 80? Adică ce făceți? Ce ați prin facultate. În primul rând, asta Câți erați în an? Acum. Șapte. Șapte? șapte? Da. 14, de fapt, eram două clase. Era clasa Grigore Gonța și clasa Olga Tudorache. Uh, 14. Am început cu Grigore Gonța, pe urmă, pentru o perioadă foarte scurtă, l-am avut pe domnul Cotescu. Am murit domnul Cotescu uh, și a venit Mircea Albulescu, la Mircea Albulescu Cât timp l-ați avut pe Mircea Albulescu? ultimul doi, doi ani. Doi, da. Și în facultate faceați... Cum erați în facultate? Eu nu cred că sunt cea mai... Haideți Poate că vă de arăt de eu, deci de că... în primul rând erați așa, nu? Da, da, așa e, da, așa da. era. <laughs> Asta e poza Dar de nu la... Sunt no, eu, nu, Nu, sunt eu. nu, da. no, ni se pare că semănați cu Edward Norton. Oh, ce frumos. Mm. Copleșitor, măgulitor eu... Serios? Asta e de puțin puținele poze fără barbă pentru generația nouă care zice că nu știe cum arată Adrian Titian fără barbă. Da. Cam așa vremuri apuse. Ce să zic, eram copleșit de oraș, de altfel mie devin super vulnerabil, dacă vă spun că eu șase luni plecam vineri seara la Bistrița, stăteam sâmbătă, duminică și mă întorceam duminică noaptea. Făceați... Nu m-am obișnuit cu orașul, eram singur, mi-am dorit această singurătate cum orice fel de adolescent vrea să devină autonom, să iasă de sub incidența părinților, a griji excesive, dar până la urmă când te confrunți cu singurătatea e o mare confruntare pe care nu uh, gândești a priori. Și nu m-am obișnuit. Am făcut drumul ăsta, mi-am făcut la vremea respectivă foarte puțin prieteni, aveam cunoștințe, uh, colegii erau fiecare ancorați. Nu a fost... Uh, nu pot să mă raportez la facultate ca cea mai frumoasă perioadă din viața mea. A fost așa un... Eram preocupat pentru că ajunsesem în sosul ăsta, probabil că dacă aș fi avut istorie, să zic, din clasa a a vreau să dau, ajunsesem cumva pe nepusă masă, tot timpul de mine. A fost abrupt. Super abrupt și ziceam de Grigore Gonță, care a fost purtătorul bun al destinului meu, ghidul, m-a distribuit la Teatrul Național în Harapalb. Eram în anul întâi și a fost primul rol Da. Și ce erați în harapa? Harapal? Harapal. Domnul cu Napal. Da, ci... Da, mă rog, glumesc. Um, Sunt multe personaje în Harapal. nu aveam niciun fel de antrenament. Nu. Uh, aveam expertiză, îmi venea să mol. Nu știam. A Am Am fost înainte vreme, știi? Al, în, în, în situația asta. Dar în generația, în anul noastră. Ce, ce colegi ați avut? Adică ați avut colegi pe care să... Mihai ai... Coadă, Natasha Rab, Gutsul, Diana Gheorghean, uh, Angel Rababoc, uh, Aurelian Burtea. Și în perioada Și... respectivă, care era cel mai bun? Cu cine vă înțelegeți cel mai bine? Adică, ok, am înțeles cu că... Cu Mihai Coadă am dezvoltat o da? prietenie cu Angel Rababoc. Uh, Natasha era... Uh, Mama Răniceloru și Anda Călugăreanu. Doamne, cum am pun. Deci. Și Anda. Anda Călugăreanu, care i-a dăduse de multe ori. Da, și să care la 36 de ani a intrat, era o colegă nu extraordinară, fantastică. Un om modest, cooperant. venea la școală, eram colegi și el a fost șoc. Anda Călugăreanu tot de acolo buruse. De, de pe marele și ecran mm -hmm. și da. uh, Probabil că Anda a fost liantul unei prietenii, pentru că ne invita la ea acasă, repetam la ea acasă. Au fost situații... Acum, dacă, dacă poți să, să blochezi discuția într-o zonă, mi ar plăcea. Dică Putem să ducem nu, discuția nu. oriunde. Da, oriunde. M-am adus aminte de Anda. Tocmai plecase Grigore Gonțan de la clasă și a venit domnul Cotescu, care era profesorul clasei noastre, nu prea venea, era rector și avea tot felul de... Era ocupat. Proiecte. Proiecte. Și rămăsesem doar cu domnul Sandu Lazar, cu asistentul, e, intrasem în panică, aveam temă Cehov și Anda a preluat puțin frâiele și a spus, domnule, hai să facem Cehov cu ce mare. A dus de acasă obiecte, <coughs> care păreau a fi a secolului sau a momentului în care Cehov scrisese piesa, a început de secol 20. Ne-am dus la costume, ne-am luat hăinuțe, papioane, batistuțe. Cert este că la un moment dat domnul Cotescu a venit la o vizionare și era un entuziasm pe sub, ne-am implicat cu toții, am făcut spectacol și am început. Ce Acum, de profesioniști fiind, mai treceam cu ochiul la profesor să vedem. Reacționează. E bine și așa, cum, așa cum faci tu, își puneam una în barbă, mai punea capul. mai din picior. Nu e bine, e bine. Dacă nu e atent, atunci trebuie și mai tare se termină chestiunea, o liniște grăitoare. De n-a vântul acolo. Da. Noi toți ne-am așezat cu ochii mari și cu gurițele între deschise să ne spune să luăm lumină și liniștea a durat, tăcerea, de fapt, mai a zis, băi copii, Ce facem noi aici? <laughs> ce hop? Cu ce mare? Ce hop? cu ce mare? Și el tot vrea să ne ducă într-o zonă pe care noi o evitam. Și anume că, dacă nu erau oameni și erau personaje, tot niște oameni au stat la baza zona normală. imaginației domnului Cehov, care, în primul și în primul rând, era om. Vă să, să confirm vezi. că ați dus mai departe această lecție pentru că ne-ați dat-o și nouă. Pentru că asta este, a rămas între noi, studenții noastre, și astăzi, la orice întâlnire, orice repetiție, când ne întâlnim pe set sau la, la teatru și o mai luăm razna așa puțin, bate vântul, cum noastră, aici ne întoarcem. Băi, stai puțin, hai să fim oameni, hai să fim, cum zicea Titi. Când eram în anul 3, făceam la clasă Cehov și jucam Andrei din trei surori. Și am avut examenul, lumea m-a felicitat, adeana Piteșteanu, Codrescu, erau și împogonat, care zicea ce rol bun ai făcut și eu. Chiar am crezut așa. Și după care am văzut la Teatru TV, a doua seară, spectacolul pus de tot, în care dumneavoastră jucați Andrei, cu Maia Morgenstern, Ana Ciontea, Șerban Ionescu. Și am zis... Doamne, eu n-am jucat nimic acolo Deci a, a fost, mie mi-a rămas personajul ăla Andrei pe care l-ați făcut La tot de la teatru pentru televiziune Și acum îmi amintesc că Durerea personajului a fost, a, a fost un reper pentru mine În facultate Bă, Eu credeam că am făcut un Andrei Pș, Nimeni nu mai face ca mine Mulțumesc Atâta voiam să nimic. vă spun Nu trebuie Mulțumesc. să spuneți nimic de legat de asta Ați avut mai mulți pedagogi Dar a rămas unul mai aproape de Suflet, de la care ați învățat? Să zic ceva mai Am mult? Învățat, poate, furat, uh... S-au furat ceva anume? Nu, la modul propriu. Uh... Tot de vreme, viața m-a pus în condiția să înțeleg că obligatoriu, din orice fel de întâlnire, orice fel de experiență, trebuie să extragi ceva. O minimă plus valoare. Cu cine am intrat în incidență, indiferent cum era perceput în mentalul colectiv, eu am găsit un lucru pe care să-l iau, să-l folosească și să-mi permite să valorizez acel om. Până la urmă, Ion Cojar a fost reperul. Era mult prea tânăr și mult prea crud să înțeleg unele lucruri minunate pe care probabil că le împărtășea și Gonța și Blonț și Cotescu și lecția pe care am adus-o în discuție a domnului Cotescu mi se pare importantă, pe urmă cu domnul Albulescu, dar după ce am ajuns la catedră și am stat alături de profesorul Cojar, am învățat, am învățat, nici nu știu cum să zic, m-am -am contaminat de această poveste a faptului că Învățarea e continuă, e perpetuă și până la urmă Socrate avea dreptate. Știu că nu știu nimic. Stăteam alături de dânsul, cred că avea 60 și ceva de ani, eu eram cât de cât tânăr, dincolo de faptul că era un coleg extraordinar, adică te încuraja, îți crea spațiu pentru opinie, nu te contrazicea, absolut extraordinar. Am moment dat minte că era un curs, s-ar putea să fi fost chiar cu clasa voastră, și a bătut așa cu palma masă și a zis: Titi, astăzi am mai învățat ceva. Profesor, titrat, regizor, actor, la 60 de ani îmi spune: Titi, astăzi am mai învățat ceva. Și m-a luat așa puțin de zic. Cum adică, dumneavoastră care știți, astăzi ați mai învățat ceva? A fost un moment de întoarcere reflexivă asupra mentalității mele și îți dai seama că înveți din. Viu, situației, din aici, acum, ei, tot felul de lucruri pe care mintea nu le poate intui. Și un profesor cu toată încărcătura de informație, de știință, de cultură, dacă da. are deschidere, curiozitate și se raportează la fenomen corect, învață ceva. Și foarte bine mi-a făcut și acel exercițiu. Cu alte cuvinte, ca să-ți răspund la întrebare, cred că toți au însemnat ceva pentru mine n-am avut niciodată obsesia, pentru că inconștient noi căutăm modele și inconștient ne dezvoltăm mimetic, ceea ce îmi place preiau. Uh, preiau. Da, pre -au. da, n-am vrut să-mi să pun în reper o persoană, personalitate și să zic, îi calc pe urme. Dar uh, vreau să cred că în momentul vorbirii, sunt atât de, de, sunt atât de deschis. Hai să nu ducem lucrurile <coughs> super Sunt deschis și pot să învăț de la studenții mei de anul întâi și chiar învăț. Chiar învăț, pentru că prospețimea cu care un om vine pe lume și se raportează la un lucru pe care eu aparent îl știu, îți poate da tot felul de perspective pe care nu le bănui. Da, da, Plus da, că da. acum este un update continuu, trebuie să fie. Perfect adevărat. Da. Perfect adevărat și de la zi la zi sunt mai uimit de colegii mei de palier, apropo de vârstă, de leat, care zic, doamne, noi, noi generații nu, te uimesc. Așa Am este, cursuri, da. te uimesc cu câtă seriozitate și profunzime abordează probleme. Cât de multe lucruri știu, sunt complexanți uneori. Acum, proporții de inteligență, de talent de în fiecare generație, Evident, că vorbim da. despre acolo 100 de ani sau de peste 100 de ani, dar uneori nu-mi vine să cred. Cât de ancorați în realitate, a, e, ei fiind e, tratați sau receptați ca superficial. Nu, ori fi Fica și... ca mici. Da. Da, aveți senzația că se mm. joacă altfel de la, de la generație la generație, de la decadă la decadă chiar. Metoda, că nu este se, metoda este aceeași. Metoda dar nu se mai joacă cum se juca acum 20 de ani, de exemplu. Și 20 de ani nu pare atât de mult în teatru românesc, dacă actorii sunt în viață, încă joacă în continuare. E ceva ce s-a schimbat în, în felul de a rosti, în felul de a gândi în scenă, în viteza de a vorbi, de a încasa anumite lucruri. Și nu e neapărat rău. E, e un e... subiect care merită o emisiune în sine. Am înțeles. da. Bojar zicea așa, că actorul trebuie să transforme convenția într-o realitate psihologică credibilă și de înțeles. Asta e ce are el de făcut. Meisner zice că actorul trebuie să acționeze cu adevăr în uh, circunstanțe false. Întorcându-mă la ceea ce spuneți dumneavoastră, cred că un joc cât se poate de realist îl, îl găsim și în filme lui Daniel Iu, care au fost făcute în 1970. Da. În același timp în 1970 putem vedea că vorbim de film, că vorbim de teatru, un joc exagerat, ancorat, în artistic, mm. elaborat, cu tehnici la vedere, cu o respirație anume, cu o vorbire îngrijită, da. cu atitudine, cu caractere pe care le citești de-a la... n A fost și nu e genul meu, și cred că această relație între jocul autentic asumat care încearcă să transforme convenția, să o aducă cât mai aproape de viață, va rămâne într-un paralelism și acum și peste 20 de ani cu cei care abordează puțin artistic. Pentru că dacă vrei să... Lee Strasberg și, și Meisner s-au despărțit de ce? Lee Strasberg a spus actorul trebuie să-și creeze propria lui structură, propria lui simfonie și o cântă indiferent de circunstanță. Meisner a spus nu. Actorul își găsește traseul către ținta lui ținând cont de circunstanță. Adică eu, prin incidența partenerului, ajung acolo unde trebuie să ajung. Perfect. Cu alte cuvinte, adevărul meu e în celălalt. Asta naște viu. Eu știu de fiecare dată ce am de făcut, unde trebuie să ajung. Sunt răzbun tatăl, hamlet fiind, dar la fiecare spectacol, traseul meu e altul, pentru că sunt în aici. A viu. Acum. Viu scenă, da. și răspund solicitărilor pe care mediul subiectiv-obiectiv mi le dă. Mi le da. Ce primesc? Dincolo se produce un soi de, de uh, paralelism între mine și realitate, așa cum zicea uh, Lee Strasberg, adică eu, când simfonia nu mă interesează, mă ascult, nu mă asculți, uh, ești cu mine, nu ești cu mine. Și atunci, viața de dincolo de vorbe, viața de dincolo de relație, nu iese la suprafață sau iese într-o pondere mult mai mică și se vede cu sătura și convenția și exact. nu te și crede acest... pentru că până la urmă de, ăla de acolo trebuie să te creadă că e spectator tele că... spectator sau spectator de film. mai întâi trebuie să te crezut, crezi. Eu știu că nu da. e adevărat că nu moare acolo și te împușcă ăla. Sau când sunt mic poate cred că ai murit. Și reducând toată discuția asta la ceva cât se poate de simplu, e cu accentul pe mine. Viața ne pune în condiția de a fi cu accentul uneori pe noi, pentru că e instinctul de conservare și instinctul de perpetuare. Mamă ce am făcut ăsta. Dar, Vrei dar să nu, îl nu, dau nu, mai... nu, e ok, dar nu-mi dau să mă Nu, cred nu e o problemă. Uh, e ok. Dar... Uh, Până la urmă, tot din instinct de conservare sunt ancorat în mediu, devin cât se poate de lucid și cu simțurile în zona acuității, pentru că asta ne obligă viața. E nou în permanență, necunoscutul se instituie. Ori n cum să practici alt tip de raportare în teatru sau în film decât cel din viață. Există vigilență. Da, nu? Absolut, pe no? asta Normal. vreau să vadă lumea. De asta acum, de 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 la televizor emisiune de succes în reality show-urile, pentru că lumea vrea să vadă viața. Caută, nu găsește într-o poveste spusă, teatru, film, etc. Găsește în să mă uit în curtea vecinului, ceea ce s-a vândut mereu. Dar întorcându-mă puțin, că am o curiozitate și știu că aveam o frică când mă pregăteam să dau la institut în 97, uh, aveam un contact așa cât de cât cu oameni de acolo și cu oameni de teatru care mă ajutau și mă pregăteau și mă uitam cu curioză să nu cumva să intru la clasă la Mircea Albulescu. Și de ce? Pentru că auzisem eu că la primul curs își dezbracă toți studenții în pielea goală ca să scape de inhibiții, să se obișnuiască cu partenerul, să n-aibă mici rușini și să fie. E adevărat că făcea așa? Asta este un zvon pe care și inclusiv, da, generație de generație se tot transmite acest zvon. Haideți să-l demitizăm. Sau să-l confirmăm. Din păcate cu Dumnezeu să-l ordinească nu mai da. e și când l-am întâlnit în teatru nu l-am întrebat. E adevărat că Acum, ce, ce ați spus apropo de o mai bună cunoaștere, are relevanță. Da, dar... sigur că înțeles de ce făcea asta. Da. Nu s-a întâmplat decât cu o singură generație și... Erați în generație? Adică nu no, că... Nu, -am nu era târziu, că Eram la <laughs> clasa respectivă. Eram asistent la clasa respectivă. Oh, doamne! Um, da, a fost un un, un exercițiu un, un exercițiu care repetare bun se în misterul. Eu fusesem la un workshop în Essen și acolo a venit un uh, regizor Ricardo Bartis care avea un tip de uh, antrenament uh, puțin mai special, mai dur a făcut tot felul de uh, chestiuni care mi-au rămas în minte și acum unele exerciții au fost preluate de universitate și se derulează în continuare. <coughs> Workshop-ul dura trei săptămâni. Eram din toată lumea, America de Sud, America, Australia, Europa și pentru o mai bună cunoaștere, acest om a făcut un exercițiu în două etape. Eram întinși pe jos, de o parte și de alta sării, trebuia să trecem dintr-un capăt în celălalt al sării, trecând peste trupurile celor. Aparent e simplu, dar nu e simplu. Da. Și a doua poveste a fost sub semnul cine vrea să se vulnerabilizeze mai mult decât atât. Se dezbracă. Belgeanca n-a terminat cuvântul. A făcut, hop! Ce s-au închibat. Ce de că ușor, ușor, Sigur, e o condiție nefirească: Toples o domnișoară, Toples un bărbat. E mai simplu pentru da, un bărbat. Ce s-a întâmplat după povestea cu dezbrăcatul? De unde nu ne știam, erau grupulețe, nu ne vorbeam. În seara respectivă, toată lumea a pus bani, s-a cumpărat bere sau vin și am început să socializăm. Deci. Materiile s-au -au căzut da, și, da, da. și colaborarea a devenit de altă factură, și totul a fost, cum să spun eu, mult mai profi și mult mai friendly. Da, sub semnul acestei aceste nevi... mm -hmm. vinovății, a faptului că am fost obișnuit. Da. Vin în țară să împărtășesc din. erați entuziasmat evenimentele. <laughs> Dar acum, dacă tot povestim, Bartis are un exercițiu super dur. Super dur și îl povestesc până să aflăm deznodământul da. chestiunii. Tot așa, două grupe de oameni. Primul pleacă, de o palmă numărul 1, pleacă și de o palmă numărului 2. O palmă, nu o palmă. Da, da. O palmă, pur și simplu. Să se simtă. Se Adicum... retrage la locul lui. Acum, așteptările lui doi sunt că se vor duce și voi vor da o palmă. Reacție, înapoi. Numărul 2 are datoria să se ducă, să-i ceară iertare numărului 1. Nu vă puteți da. imagina câte Pentru... frustrare și ce reacții sunt. Etapa a exercițiul numărul 1 se duce și două o parbă numărului 2. Și numărul 2 trebuie să ducă la numărul 1 să-l îmbrățișeze. Știu, eu știu exercițiul, doar l-am citit. Da. Mi se pare de o duritate absolută. E invaziv, intruziv, mm. emoțional, cerebral, dar uh, beneficiile sunt enorme. Pentru apropo, ambii, de... pentru, pentru, că ambii. pentru că și ăla se simte vinovat că îi dă și, da. Și acum, întâlcându-mă la uh, exercițiul cu dezbrăcatul, povestesc domnului uh, Albulescu, era și Simona Măicănescu și domnul Naom, eram, eram toți trei asistenții domnului Albulescu. <laughs> domnul Naom, din când în când iertați-mă, e o glumă dar încercați-vă să... Zile mai bine cetatea neamță. Cetatea neamță. Ne <laughs> zi... <laughs> da, da. da. <laughs> și, și am povestit de efectele colaterale benefice ale acestui tip de exercițiu, n am amuzat, n-a tras nimeni nicio fel de concluzie. A doua zi ne-am dus cu toții la curs, a zis să închide ușa. Hai, ne dezbrăcăm. <laughs> <laughs> Dar vă dați seama cum a reacționat <laughs> domnul Naum. <laughs> și noi? Să dezbrăcăm. Da, da, și catedra, și studentul. No. Și... Și studenții au fost deschiși? Adică... Acum, ce Sunt momente? Cât de deschis poți să primești? Da, în... ești student no. până la urmă. Ești student de dezbraci. Dimensi diferența flagrantă era că acolo, la workshop, eram într-o zonă quasi-formală, eram informal. Aici era formal totul, o da. instituție de stat, cu uh, profesori, cu. N-a fost aceeași reacție. De altfel, cred că nimeni n-a văzut nimic. Eu personal n-am văzut nimic. Ce părere are profesorul Titien despre actorul Adrian Titie? V-ați privit vreodată așa? Să ducem în derizoriu uh, totul în ca de să vedem. Deci mă părăsise iubita <coughs> în clasa a 12 -a, Doris Gaidoș, ca să fim cât se poate de precis. Ca să știe. Care ca se avea se Un, se un, se un, se un iubit mai mare cu vreo 2 ani care la Politehnică la uh, Cluj, de care eu nu știam, dar a fost cât se poate de sincer și de onestă. Meu, la un a zis că nu poate să facă joc dublu și că uh, e mai important decât așa, Dramă, îți dai seama. Evident. Pubertatea adolescență te părăsește, nu părăsești tu. Oricum, avea țupită da. casa 12 -a. deja pentru mine este ceva... Și el a fost un moment foarte puternic în care mi-am spus, întâlnirea cu domnița a avut loc, fată actor, fată actor, și m-am plimbat prin parcul Bistrița și am zis, eu o să fiu actor și profesor la un moment Deci eram paranoic absolut. Îți dai seama, un um, puști de acolo se gândea el profesor. Dar de ce profesor? Adică actor? Domne, pentru ca să, le arate, ca să arate ora că nu numai că mă fac actor, dar mă fac și profesor. Știți de ce și profesor? Uh, am avut o copilărie mergând la sfera locului comun, am avut o copilărie fericită. Nu pot să spun nimic despre copilăria mea care ar fi fost disfunc, sau Părinții mei și-au dat. Toată silința să-mi creeze confort. N-am avut comunicare multă cu ei. Pentru că era diferență de generații, era ocupat, tata, inginer, agronom, pleca dimineața până seara, seara, prefera să joace. Nu comunicam. N-am comunicat bine nici cu ai mei profesori, în, major, în marea lor majoritate. Și uneori stăteam și mă întrebam dacă tu ești mai mare, de ce nu poți să mă asculți? Pentru că ceea ce spun eu ar putea să fie sub semnul capriciului mm -hmm. a unei lipse de nevoi adevărate, dar totuși. Ceea, ceea ce era important și serios, oamenii m-ar Și de mic am cultivat, poate, aici am rămas mai fidel condiției de profesor decât condiției de actor. Mm -hmm. Zic, dacă eu o să fiu, în primul rând, părinte, o să încerc să mă pun în condiția copiilor mei. E bine pare că este mai aproape de natura umană, de latura umană, din, din, din poziția profesorului. Exact. Mm -hmm. Nu te poți pune în condiția copiilor tăi Am făcut exercițiul ăsta Aparent înțelegi, dar nu înțelegi E foarte greu Și de asemenea mi-am dorit să fiu profesor În ideea în care al meu tip de comportament Își extrage seva Din nevoile pe care le-am avut eu Ca student Și nu știu dacă am reușit să acopăr Dar întotdeauna Știu că am fost în situația în care Nu am dat vina pe student Dom'le, o generație imposibilă nu. E, e cum, cum e. Cum în medicină se spune, nu există uh, boli, ci numai bolnavi, și în pedagogie nu există metode, ci fiecare student, mai ales în vocațional, te pune în condiția de a crea propria metodă. Pentru el, unul pice pe două zile, altul șapte zile, evoluția biologică și psihologică e pe un parcurs mult mai mare. Nu poți să întâlnești să spui, nu, domenare, nu, nu se poate. Cea mai bună dovadă că dintre ai noștri colegi au pornit. De la block start și-au rămas da. în urmă, după care au venit în față, pentru că ecuația nu ușit e super complicată. Și uh, nu știu dacă m -am, mă raportez profesorul la actor, dar am încercat să le fac cât am știut și cât am putut uh, bine. Uh, îmi place asta cu profesoratul, vă uh, dau cuvântul meu de onoare. Mm -hmm. Și dacă s-ar întâmpla să fie și reciprocitate, adică oamenii care uh, se folosesc de răbdare, anduranță și... Da. A, și, și toleranță, și mă ascultă. și... Eu pot să crezut. vă confirm faptul că pentru, pentru noi aveam de gând să vă întreb, aveam o întrebare pentru chestia asta, dar ne-ați răspuns deja. Pentru noi a fost, noi am avut afinități pentru pedagogii noștri, adică pentru noi era, vă mărturisesc, poate nu v-a spus niciun student, vă spun eu, acum era extrem de important ca ziua de luni. Când venea domnul Cojar și erau și ceilalți profesori, și asistenții, și profesorii, pentru noi era o zi crucială, era, era dureros să lipsim. Eu vă mărturisesc că n-am lipsit la nici o zi de luni. În principiu, la actorie n-am lipsit. Dar, pentru noi, dumneavoastră, domnul Cojar, Iță, ați fost și ați însemnat extrem de mult, însemna extrem de mult odată la nivel de curs, de ceea ce ne predați, cum ne învățați, dar însemna extrem de mult și pe holuri, când ieșeam la o țigară, când stăteam la o cafea și ne mai, ne mai prindeați așa pe câte unul și ne mai ziceați câte o vorbă. Că ne vedeați că eram încărcați, supărați, unul poate mai avea un proiect și nu avea voie, nu avea cum să se ducă, că nici nu ne prea lăsați în, în, primul an cel puțin. Și vreau să vă confirm că, și să vă uh, Poate vă ajută într-un fel. că Cui Pentru sus. noi și nu există niciunul care, niciun coleg de-al meu, Nici unul nu a spus nu, mă, mie nu mi-a plăcut de titlu. Da, nu de... Asta nu eu... există așa ceva și eu sunteți extrem de important și felul în care noastră uh, ne predați și ne vorbiți pentru noi uh, a, a fost mai mult decât profesorat, mai mult decât actorie. Sunt multe lecții de viață. Gata. Eu pot să confirm, eu, colegi de mei din teatru, eu ne-am neavând contact direct cu dumneavoastră uh, acolo, aud, nu a fost unul care să, să, nu spună, să nu vrească frumos de dumneavoastră, dar că face câte o chestie în scenă și, asta, și o spune asta de la Titi, eu știu. Da. Asta de la Titi, eu știu. Asta vă spun că există în teatru. Speechless. Uh, da, dar vreau să vă Acum, atâta vreau să-mi răspunde scurt, că nu e mult. Ați început când v-am întrebat dacă profesorul și actorul Titienii ne-a spus de iubita din clasa 12 -a și atunci am zis eu o să fiu și actor și profesor. V-ați întâlnit după aia cu ea și a zis namă. <fri> am vorbit la telefon, ea a <h Games> plecat în Calsruie. Călmă, ah. <fish> eu am făcut un film în Iugoslavia, vreau să emigrez, era în 1988, ea era în Calsruie. Adică, da, i-ați arătat ei. Cumva? I-a da, aflat. I-a da, aflat da. și a zis <hums> da. -a, e la Politehnică. E frumoasă și povestea cu, cu Doris. Eram în Belgrad, vreau să să plec în 1988, nu știam cum. Am sunat-o pe Doris, care era în Calsurie și am zis, vino până în Belgrad să mă iei. Deja avea doi copii. Și a zis, soțul meu e plecat, nu am doi copii, dacă vrei, vino tu până la Viena. Păi cum să vin la Viena, că sunt în lagărul socialist. Adevărul e că aș fi putut să mă duc până la Viena, pentru că aveam pașaport de serviciu filmasem uh, tinerețe frânt acolo împreună cu Radu Amzulescu, cu Carmen Trocan, cu uh, Dan Puric și aș fi putut să mă duc până la Viena. Mi era o frică, cu alte cuvinte, atunci s-a închis dialogul nostru, înainte de Revoluție, n-am mai reușit să luăm legătura de atunci, eu n-am ajuns în Germania. Ați făcut sport? Am făcut atletism, o să râdeți, dar am făcut ce atletism. Să râd, era cum, nu ce clasa a 9 când a început liceul și părinții au spus că trebuie să prioritizez. Am alergat de unul singur pe stadionul din Bistrița, însoțit de îndrumările profesorului Grapini, care vedea în mine un mare alergător. N-a fost să fie. Nu vă uitați Sindică, la sport, că, nu? nu? Nu, nu, era o curiozitate. Nu, nu, nu. Am mai văzut două meciuri, așa... Am văzut unul în pod... Uh nu știu dacă să povestesc sau nu Da, povestesc Naum ne-a obligat să ne uităm la meci Era un meci internațional, România a cunoscut Și nu sunt microbis. toată lumea stă aici Suntem echipă, stăm aici Era și visul Și visul nebunit cu fotbalul Și zic, dom'le Mă țineți în luat, Adică n-am ce să fac Stai aici, uite-te la meci Și dacă stau, mă implic Nu pot să stau, pur și simplu Trebuie să am o relație cu realitatea domnul Visu stătea în fața mea, eram în spate, ai noștri se apropie de poartă, unul șutează -și, și eu zic, gol! Aiurea, n-a fost gol. Visu se ridică, iese pe hol. Cum se plece de la meci? Zic, domnul, s-a supărat, domnul Visu pe mine, Termina, ești prost, cum se supără? <laughs> și totuși e pe hol. Și zic, domnul Visu, v-ați supărat pe mine? ai alungat golul. <laughs> Tinere, dacă nu știi Spar să te uiți băd. la meci, nu te uita, sau taci de din gură. Pentru că ați strigat, ați strigat a, a Mojo, a... da. A alungat golul, că dacă tăcea, poate intra în poartă. Și atunci... Dar parcă fost... îl vezi pe visul. Cum, Clar că nu bol. e fotbalul <laughs> pentru mine și bol. am încetat <laughs> acest exercițiu. <laughs> Cu alte cuvinte, mă scutesc de suferință în viața mea, pentru că dacă pornești la acești de mers, cineva câștigă, cineva pierde. Da, nu, dar da, eu, cu cineva. Eu, eu, văd la el tot eu nu sunt microbist, mă mai uit din când în când eu la sunt, meciurile mari, dar în turnee când mergem și Doamne ferește să fie vreun meci în care joacă Dinamo, este în stare să anuleze, să, amâne măcar, să amâne, de măcar, de să amâne nu, nu, dar joc și spectacolul, joc într-un puțin mai ritmat, ceea ce eu stau, da. mie îmi place să mă joc, să improvizez. Da. dar atunci și... hai să facem uh, varianta. Este un alt, un alt conovar. Nu, dar eu sunt de, e dacă, e match, nu, dacă, e un meci, dacă e important, că dacă joacă cu gaz, metan, un meci din ăsta, nu, dar dacă e un meci important, acum la Dinamo nu mai este meciuri importante. E greu să fii dinamovist vist în zilele astea. Chiar am citit de curând, uh, Dinamo se bate la retrogradare, n-am mai câștigat de foarte multe, în și că cel mai bună metodă de a te lăsa de băut este să bei câte o bere când bate din și cum mai e că te Apropo da. de asta, că spuneați de, de sport, ce alte talente aveți? Că aveți un talent care e inutil total. N-aveți ce face cu el. Știu că e aiura să spuneți un spun, talent că e inutil. Dar, bă, știu să fac chestia De exemplu, el... Eu știu să fluier ca și când... Nu vă dați seama că fluier. Ia, E o mare chestie, iar. <laughs> ce prostie Sunt pierdut Nu, nu știu dacă Mă uit după mierle ce... Adică aveți o chestie să faceți Nu știu eu, eu sunt îngrijorat că nu prea știu să fac mare lucru <laughs> 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 Nu cred că am talente Dacă Îmi dați temă să spăl vasele după 20 de musafiri, o să fiți foarte încânta de felul în care îmi fac jobul. Adică. Vă relaxează. Deci, mașina de vase. este. Îmi face. Da, nu. Nu bate nu, ce faceți nu, noastră. Nu. Și acum poate să pară laudă, dar realmente îmi face plăcere. Ați refuzat vreodată să jucați din cauza distribuției? Nu. Nu. N-a fost niciodată. Nu. Că, cu siguranță avem. Adică, avem toți că știm că un actor, coleg este. Nu, nu te nu. Mh. În primul rând, că în momentul distribuirii nu ești în cunoștință de cauză legată de toate datele proiectului, inclusiv de distribuție. Adică, întreba, adică zi, acum voi să nu, nu, știi, nu întrebați să... cine da. mai joacă? Uh, mi se pare un pic intruzivă chestiunea, aproape că îl obliști pe regizor sau producător să înțeleagă faptul că, că dacă mai joacă cu... unul sau altul, tu nu ai vrea să joci. Da. nu De partener întreb, adică păi, dacă da, e un, asta, da. un rol important și am o parteneră, și cine e partenera da. mea? Sigur că afli mai devreme sau mai târziu, e inutilă întrebarea. Dar nu. Am refuzat, așa cum bine spui, din vari motive, unele obiective, altele poate subiective. Dar nu. Asta cu cine mai joacă. Dar de ce ați refuzat, în general? Când ați refuzat? <coughs> Până la urmă, nici asta nu pot să spun că e super adevărat că am refuzat. Eu am avut în viața mea o mașină pe care domnul Paul Ipate probabil că o știe, un Renault 5 cu 4 și mi-am pus un număr preferențial B10DAA. Am aflat că pot să pui numele preferențiale și nu mi-am pus aici de Adrian Ioan Titier, am pus da. Pentru că am traversat în perioada în care realmente eram obligat să iau decizii această chestiune. Mi-am dat seama că tot timpul spun da. Acest da mi-a atras enorm de multe lucruri bune, dar și dezastre. Așa adică, e, hai e. cu mine, băi, stai puțin, că... <coughs> hai, domne să mergem acolo. Lasă-mă că, uite, aveam alt, Am o poveste cu blânț foarte frumoasă apropo de da și chiar o spun în paranteze, după care mă întorc la întrebare. Eram la Moscova, jucam harapalb. A doua zi după ce am ajuns, seara, eram cazat la Hotel Rasia, s-a întâmplat un eveniment firesc, la același timp cu caracter de noutate. Am dat de vot că rusească, am stat până la 3 dimineața. La 9 ne-am trezit că aveam repetiție, eram mort. N-aveam în cap decât următorul lucru. Să <coughs> ajung la hotel, să fac un duș, să dorm un ceas jumate și să mă întorc la spectacol sau două. Și după repetiția de dimineață pe care numai eu știu cum am dus-o, Claudiu Blond zice, Titi, te duci la hotel? Da. Mergem împreună, da? Ne oprim puțin la țumă un magazin da. din Moscova. Zic, Claudiu, mă aș duce să mă odihnesc, că asta aveam în cap un pat da. mare cu o pernă mare. Pardon. Cinci minute, ajungem la Tsum, nu găsește, mergem la Gum Claudiu, aș vrea să... De ce voia să știe? Nu știu, un ceas, <gătări> apăr, <gătări> Mai contează, Mergem ce? la gum. îl văd Claudiu, că își pune el în cap o chestie. Nu are la gum. Merge <gătări> dincolo. Ah, zic, să vezi că se duce <gătări> să-l kiloți, Fiți archiloții, să-ți cum la un moment dat, la al treilea magazin, m-am așezat undeva la parter, pe o băncuță, era o florărie unde se vindeau și cărți, inclusiv în limba engleză. Și stăteam așa supărat, m-am certat că nu pot să-mi impun punctul de vedere, că sunt un laș, că n-am. Trebuia să mă duc la hotel, aveam un monolog interior, ridic ochii <coughs> și pe un raft văd Krishna Murti, dincolo de cele cunoscute. Era o carte pe care o căutam de nu știu câți ani. Nu mi-a venit să cred, deci am crezut că e așa, Mircea Eliade. M-am dus, am cumpărat cartea, când s-a întors Claudiu, care înțelesese că sunt supărat, m-a văzut lumină și a zis, ce s-a întâmplat? <laughs> Zic, nu pot să-ți spun, i-am spus, să-ți i-am spus, dar iată că o situație, o circunstanță pe care o poți judeca nefavorabilă sau în detrimentul a ceea ce poți numi determinare hotărâre... Mm -hmm. uh, uh, te pune în această ecuație fericită. Deci B10, da, am zis da și la ce am... Cam asta am făcut. Am zis da. Nu mai am același număr la mașină, că la un moment dat mi-am dat seama că... că lumea... A... mult e, da. da? Și mi-a mai rămas în cap o replică a domnului profesor Albulescu. A zis, dragilor, tinerilor, dacă vă dați preșuri, să nu vă uimiți că lumea se va șterge pe picioare cu voi. Mm -hmm. Și de obicei atitudinea asta submisivă a actorului care face frumos, da. zice da, accept, nu avem data viitoare, a -a. Până la urmă oamenii te continuă. Da, 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 te încalecă. E ca tot. Și na, ușor, ușor, odată cu uh, trecerea da, anilor ați și înainte. În Dar a spus la mașină nu. Uh, uh, no, 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 no. Nu, nu, nu. Nu și acum sunt... Poate. Disp da. Cred că timpul acum e factorul care decide pentru mine. S-a întâmplat din fericire să am o viață profesională încărcată și refuz proiecte pentru că se suprapun sau că nu pot să le nu fac timp, față. Nu. Deci n-ați avut un coleg așa antipatic și să vă întâlniți cu el să refuzați să jucați doar pentru că... Dar ați avut, avut antipatii? Av... Că de exemplu da, eu cu el eu cu el noi ne-am antipatizat până să vorbim înainte. Dar nu ne-am vorbit. Până ajuns bun prieten și acum suntem și rude, sunt el cu Cătălina Sâna și fetiței mele. Ce frumos, vedeți, de, fapt asta e ecuația. N-ai cum să nu ai antipatie, suntem oameni, nimic din ceea ce e omenesc nu ne e străin. Dar viața mi-a oferit această șansă, ca pornind de la antipatie să dezvolt o relație de bună prietenie. Puteți să ne dați un exemplu de un actor care vă era antipatic inițial și a devenit? Nu, nu, audiosa. nu, n-aș vrea. Dar chiar dacă n-am devenit prieteni, am văzut un actor pe care din anumite considerente la vremea respectivă l-am calificat într-un fel după care a venit și a făcut ceva, m-a dat peste cap și am zis da. lucrul care m-a îndemnat să mă duc să-i strâng mâna să-l fericit, fără să-i spun știi, n-aveam încredere în tine dar a făcut un lucru extraordinar deci lucrurile se recalibrează <coughs> n-am fost, n Nu prea am cheltuit energie și poate că n-am nicio contribuție aici. Nu m-am uitat în dreapta și în stânga. Dar ați știut că îi sunteți antipatic cuiva și ați A, încercat să. Nu, n-ați încercat nu, să îi câștigați. Nu, nu, nu. Cred că sunt doi-trei colegi care. Uh, da, zâmbesc da. larg și fac step da. back când mă întâlnesc, dar n-am încercat niciodată să mă bag în seamă sau să le cuceresc prietenia. Sunt. Pe unii am reconvertit, pe alții... Da, e, nu se poate, e, e treaba E uman, e normal până la urmă să simtă. Da. Dar care e personajul pe care l-ați îndrăgit cel mai mult? Nu știu dacă în mod conștient m-am ferit să fac ierarhii. Sunt multe personaje dragi și sunt multe uh, experiențe traversate împreună cu echipa, cu colegii, cu regizorii, care lasă gust bun și te întorci la ele ca referință m-aș nedreptăți și aș nedreptăți, să zic, acel personaj. Da? Doctorul din Elegitim mi se pare un lucru interesant pe care l-am uh, descoperit împreună cu Sitaru și cu colegii din film. Uh, în Colivia, iarăși mi se pare că a fost un lucru interesant. Uh, Șansul a fost provocator, lucru cu mungiu la bacalaureat a fost iară, nu-mi dau seama dacă am reușit să mă ridic la uh, înălțimea așteptărilor lui, dar uh, sunt puține roluri pe care le-am scos din minte și am vrut să le uit, adică puține, vor fi, sunt multe, dar uh, Cam pe aici mă îl situez, n-aș vrea să răspund concret personajul meu de suflet. Eu. Apropo de bacalaureat, eram, se întâmpla numai la de eram la Paris când se pregătea premiera acolo și erau afișe pe panourile acelea speciale ale lor de afișaj și erau trei franțuzoaice care se uitau și ziceau, oh, le roman, je pense că c'est bon, și eram, am fost foarte unde era fotografia dumneavoastră acolo și chiar m-am foarte mândru m-am simțit normal. Este da. și reversul acestei întrebări, dacă ați avut vreun rol că nu suntem niciodată pe deplin mulțumiți, da, nu, normal, unul, mai multe, dar nu pot să da, le numesc. Da, dar nu unul când ați simțit, domnule, nu mi-a ieșit am jucat prost. Da. Vă spun ce mi-a spus un uh, coleg fost student. Zice domnul Titine, am văzut, am văzut premiera cu dumneavoastră. Aule, ai fost și ai văzut, da. Și eu mi-am dat seama ce gândeți. Foarte tare. Aici chiar pot să numesc Adrian Tapciuc. Da. A, colegul meu. Da. Și zic, ce gândeam colegul Tapciuc? <laughs> ce caut eu aici? Ce caut eu aici? Și am zis, perfecțiune, ai 10. da, așa, 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 vă, așa vă Da, da, da. A, deci ai intuit, au, a, citit a, perfect, 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 perfect. Da, Era gândul mai puternic, asta cu ce caut eu aici, decât ce se întâmpla. Da, bun, nu aveți un, un, rol preferat și mă așteptam să fie ăsta răspunsul, că nici eu... Da, nu, e greu să ai un rol. Așa, în, cât, cu drama, dramul meu de carieră. Dar... Un rol pe care v-ați dorit să-l fi jucat, și nu l-ați jucat? Nu. N-ați avut visul nu. Hamlet, nu, nu. și. Nu. nu, cu toată sinceritatea, și da, am... nici eu Pot fi scanat, puteți să mă duceți da. la. Nu, nu mi-am dorit. La un moment dat, după ce am văzut uh, pianina. Uh, mecanică. Da, pianina mecanică, piesă neterminată pentru pianina mecanică, uh, mi-am dorit uh, să joc uh, acel rol din Platonov. Pentru o scurtă perioadă de timp, Eu eram la momentul respectiv mai tânăr decât ar fi fost caracterul ulterior când mi-a revenit gândul, eram puțin prea bătrân, dar este singurul lucru pe care îl pot scana acum mm -hmm. la nivel de memorie. <coughs>, în rest, n-am fost tentat nici de... Sunt în situația fericită și mulțumesc lui Dumnezeu și oamenilor care lucrează prin el, viața mi-a oferit mai mult decât mă așteptam. Adică orice om își fixează un orizont de așteptări, nu m-am întins mai mult decât credeam eu că mi-e plapuma și a venit peste mine, profesional, cel puțin, cu și în viața mea cotidiană, cu tot felul de oferte care erau surprinzătoare, la modul plăcut, ieșite din sfera așteptărilor mele și asta m-a păcat. Dar în teatru așa, noi am auzit tot felul de povești așa. În teatru se făceau glume? Multe, pesete. multe, multe. multe. Unele dintre ele am vrut să le uit. Eu n-am făcut personal. Pot să vă povestesc una. Eram proaspăt angajat la teatrul Lupi cu Buznea, Lupul Buznea. Actorul m-a luat sub aripa lui. Inițial am crezut că o face așa sub semnul unui tip de relație instalată spontan, dar el avea nevoie de mine, cu ghilimele de rigoare, și repetam piesa Hangița în regia domnului Florin Zamfirescu și a zis, Titienii, tu îmi dai toate intrările și toate ieșirile. Ei, ieșirile, impropriu, da. La... toate intrările. Și eram acolo, mâna lui dreaptă, omului de încredere, și ziceam, domnul Bosnea, acum, domnul Bosne, acum. Doi barzai ai teatrului și filmului românesc, alias Vali Popescu și îmi aduc aminte, au venit mine și au zis: Dacă nu îi dai intrare falsă domnului Buznea, te batem. nu măcar ce-am venit, te bate. Și zic: Nu fac așa ceva, prefer să mă bateți. Titieni. Deci, dacă nu faceți. Nu fac, domne. Deci, nu mă joc, doamne, nu arte, suntem la teatru, nu îi dau intrare falsă. Da, Vali Popescu zice, dacă îi dau eu intrare falsă, promiți că nu zici nimic? Atunci, din mine a zis, asta e altceva. Oh, no. Și stăteam lângă domnul Buznea, Vine Fari Popescu și zice Rupicule, ce faci, mai intră în scenă Se uită la mine Eu eram în N-am zis absolut nimic N-am mai avut timp să mă chestionez Zic că trebuie să intru, no, nu trebuie no, să no. intru Și a intrat în scenă cu un fier mare de călcat Și zice Mirandolina, Mirandolina În scenă era domnul Reven Lucica Mureșan N-avea nicio legătură lui cu... Și chestiunea s-a terminat așa și-a dat seama că e în plus, lumea n-a înțeles nimic și ne a zis E, fotul stitienii, Deci după noastră, normal. a zis-o scenă, n-a zis-o în scenă. În scenă. Da, da, în scenă, în scenă, în scenă. s întâmplă întâmplat și astfel de... Da, foarte bună. Am putea să facem și noi asta cu intrări, parte, Hai, mă. Puiul laser, era cel de-al doilea, să mă ierte. Lăsă, da. Sunt fapte, nu e... Haideți să revenim, să revenim în viață. Ați avut vreo scenă de... Când ne-ați povestit de iubita din clasa 12 -a, de colegii care v-au marginalizat pe Ați avut vreo scenă de romantism eșuat? Adică când v-ați pregătit pentru o întâlnire sau v-ați mizat pe ceva și nu... Și s-a da. dus ca nu ca în perete? Da, 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 da. Da. am <laughs> avut <d> acum, <laughs> n-aș numi eu chiar romantism eșuat, dar Dau... sigur eșec, e eșec. cuvântul da, cheie care trebuie da. să facă parte din, din această poveste am avut dimineață nu în curtea liceului nostru se juca basket și veneau de la alte licee și jucau colegi de-ai noștri basket la un moment dat a apărut ea cu e mare, da. frumoasă, înaltă brunetă, ochi albaștri toată lumea era cu ochii pe ea, nu mai juca nimeni basket. Și uh, comentarii a doua zi la școală, pentru că asta se întâmplă seara, și zic, păi a apărut o fată, nici n-am îndrăznit să întrebăm cum o cheamă, a jucat basket cu noi. Colega mea uh, de bancă zice, a, păi e vecina mea, eu... E vecina ta? Ta. <răză> mama, 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 mama. Asta e Delicat și nerespectos să întrebi o colegă dacă nu poți să-mi faci un date cu... Dar până urmă mi-am luat curajul, zic, că avem o singură viață, de ce nu? Și zic, Violeta, nu vrei să vorbești puțin cu ea, să vezi dacă n-ar vrea să se întâlnească cu mine? Mă rog, a vorbit și fata a zis da. E, din momentul în care a zis da, viața mea s-a peste camp. Cea mai bună cămașă, cea mai apretată, pantalonii puși la dungă, parfum de la prieteni, freza stânga dreaptă și mă întâlnesc cu ea în parc. Dimineața am avut o oră de matematică, un profesor super inteligent, neștii în lecție, am încercat să explic tot felul de chestiuni aiurea, aberante, Nu știam, se vedea clar, dar eu credeam că pot păcăli experiența și înțelepciunea unui profesor de 30 de ani. Ce a zis Titieni, dragul meu nu știu ce o să faci tu pe lumea asta, dar ce e că o să te învârți în zona asta comentator sportiv. Vorbești atât de mult, atât de prost, fără legătură cu subiectul, dar în orice caz mult. <gri> Și zic, ok, asta e. Deci asta a fost dimineața. Mă duc îmbrăcat așa cum vă spuneam, mă întâlnesc cu fata, nu superbă, superbă la putere. Bună, bună, eu sunt Adrian, eu sunt Carmen. <gri> Ia no. zice, ce facem? Vrei să mergem la cofetărie sau să ne plimbăm? Să ne plimbăm, zice. Și am pornit. Și ne-am plimbat. Miliarde de gânduri mi-au trecat prin. Să întreb, la ce școală e, ce face, unde vrea să dea la facultate. Toate mi se păreau niște prostii. Deci, asta e o întrebare loc comun. Ce prostie nu, nu, nu. Asta, Orice fel de tânăr care se întrebe, trebuie ceva inteligent. Acel lucru inteligent nu mi-a trecut prin cap. Am ajuns în capătul parcului și a s-a întors pe călcâie să uitat la mine și a zis, ești mut? <laughs> și eu am zis, nu. <laughs> mă duci acasă? Da. Și am dus-o acasă. Și asta a fost tot. Tot. Și a zis, Bă, Bă, și bine. o să vorbesc de acum. <laughs> deci, <laughs> Când s-a întâmplat chestia asta de să, să, să faceți atât de multe filme și să jucați în a fost un rol anume de unde a început, că filme ați făcut și înainte, dar de la de vreo 10 ani încoace ați făcut foarte multe și filme importante și premiate și premiu Gopo și... Nu și -a pe aflut... bună dreptate ați făcut, adică nu întreb, că sunt actori care te întrebă, da, de ce joacă tot ăla, tot ăla? La dumneavoastră nu e cazul. Nu s-a aflut niciodată misterul plăcut acestei Distribuiri permanente, da. Cert e că viața m-a învățat să nu îmi depășesc competențele, în primul și în primul rând, și dacă îmi descoper rolul și funcția, să o fac cât mai bine. Sunt un partener comod, adică dacă există posibilitatea să vin în sprijinul demersului, proiectului. Să fiu proactiv, să fiu cooperant, concesiv, fac asta. Fac de asemenea manieră încât să nu mă simt, să nu te încurc, dar în același timp, când trebuie să fiu in, să fiu in cât pot. Cred că și acestui lucru se datorează această distribuire permanentă. cu care se poate lucra foarte bine? Vreau să cred asta. Și mai sunteți și foarte bun foarte Nu știu bun. ce să zic, dar pe în pe orice zicem caz. noi că ne uităm da. la zicem noi, și, da. și zicem și din perspectiva spectatorului pervertit că știm cum, cum funcționează lucrurile și știm cum, cum se lucrează la un rol. Adică mi-ați fost totuși și pedagog, știu ce m-ați învățat. Aveți și roluri extrem de diferite. Asta e, că aveți versatilitate. Adică. Ceea ce încerc să le induc și viitorilor mei, mei colegi e povestea asta. Nu ți depăși competențele, pentru că pe set mai auzi da, de ce durează atâta, de ce nu facem asta, de ce nu putem. Din partea actorilor. Din partea actorilor. Da. Și asta nu înseamnă să fii in, adică uh -huh. <coughs> există condiția în care eu vin alături de proiect, nu mă implic și vreau să plec cât mai repede un soi de mercenariat sau dacă vin, sunt alături, participăm, facem pași împreună. Tipul ăsta de atitudine am încercat să mi-o creez, nu știu cât mi-a reușit, dar probabil că și de aici se trage. Acum, totul e ciclic pe lumea asta. Ceea ce spui tu va ajunge la un grad de saturație. Hai, mai lăsați-l în pace tot, tieni, hai să... De altfel, că începe să se întâmple deja, nu, e prea e prea folosit nu, nu, cred că încă nu <coughs> și trebuie să fie cât mai târziu cred, cred în asta și aici aș îndrăzni să fac o, o paranteză apropo de ecuația reușitei pentru că multă lume consideră talentul ca fiind unic ingredient pentru reușita în profesie Or, nu e așa, timp din din preistorie și din istorie scrisă, indiferent cum am vrea să formulăm, că nu e doar asta. Și nu e nici 1% inspirație, 99% transpirație. E un tip de atitudine spectrală. Adică trebuie să înțelegi și să capeți culoarea locului, pentru că suntem unici, irepetabili, dar suntem o piesă de puzzle într-un întreg. Ideal într-un întreg. Ideal ar fi să-ți găsești locul exact și precis, da, pentru correct. că atunci, individualitate și autonomie având, faci parte din povestea respectivă. Nu e un exercițiu simplu. Nu trebuie cine știe ce, multă expertiză. Asta se poate naște din bun simț sau intuiție. Dar e ideal să poți să descoperi asta ca lucrurile să, să funcționeze cât de cât coerent. Pentru că suferința lumii stă și în această perspectivă. ne neîmpărtășită și oameni nepotriviți în locuri nepotrivite. Ori, inerțial fiind și rezistenți la schimbare, parcă nu vrem să ne găsim locul. Întorcându-mă, dacă la 19-20 de ani, înțelegi că din ecuația reușitei fac parte anumite lucruri care nu au nicio legătură cu profesia, ci cu formarea unui tip de caracter, pe care ți l-ai dori să-l regăsești la celălalt. La altcineva, da. da. Generozitate, răbdare, înțelegere, cooperare, respect. Pentru că le așteptăm de la celălalt, nu le practicăm noi. Și dacă astea ușor, ușor le cultivi, nu suntem născuți cu ele și probabil că natura nu poate de una singură. Trebuie să vină educația și cultura care se te pună în această Sistă, condiție. Da. Și dacă ușor, ușor tentezi, până la urmă devine ea mai puternică decât tine și te, te trage către Important e să faci pasul. Da, e foarte important asta, pentru că uh, acum dumneavoastră n-ați învățat lucrurile astea și din facultate. Noi am avut uh, norocul de un pedagog ca dumneavoastră. Nu știu dacă alți profesori, poate că asta ar trebui să fie un capitol întreg în facultate să se uh, învețe uh, studenții. Eu cred că cu experiența și cu întâlnirile Pe lângă experiență, știu, pe lângă experiență. Cred că așa chestia asta. E adevărat, o, dar pe lângă experiență, cred că totuși și din facultate ar trebui să. Să fii ai noțiuni teoretice. No măcar spre teoretic aspa, da. în zona asta și să știi măcar uh, nu la ce să te aștepți, pentru că fiecare experiență e diferită, evident, fiecare set, fiecare om, dar măcar să știi tu în ce zonă tu trebuie să te duci și să te pregătești. Acum, dincolo de școală, unde e posibil și nu e posibil, ceea ce faceți dumneavoastră aici mi se pare un lucru important. Pentru că suma întâlnirilor profilează ceva în fiecare tânăr, da. adult, vârstnic, om de profesie sau... Și lucrurile care au trigăre pentru tine rămân. Cu alte cuvinte, discuțiile pe care o să le aveți cu nenumărați oameni... Da. Cred că sunt de foarte bun augur, nu știi de unde e declicul. Așa cum vă spuneam, dacă în anul 2 de facultate, nu zicea domnul Cotescu, uh -huh. băi copii, ce faceți voi aici? Teatru, domnule. Și teatru cu cine? Uh -huh. Cu oameni. Dar a fost un punct. De a doua zi nu s-a întâmplat să fie cu oameni, tot uh, mal personaje Pe eram. și... și noapte, da. da. Peste da dar în da, orice aici. E reverberația rămân. care da. te duce tot timpul într-o relație de mijlocită cu realitatea. Și dacă e așa, gustul bun pe care îl resimți, pentru că lucrurile par simple, nu e simplu de ajuns la ele, dar în momentul în care ajungi la ele, gustul realmente e bun. Da, adică așa. e incomparabil. E diferența. <coughs> Ca să-l mai cităm o dată pe domnul Cojar, că îi port un respect neprețuit, zicea: Cum lucrăm, Titi? Ca natura sau după natură? După natură putem prefigura mental ceva absolut impecabil. Un măr, care din punct de vedere estetic e super atrăgător, dar nu poți să-l să muști. Ca natura, înseamnă că astăzi spunem ceva, o semincioară mică aici, și toate eforturile noastre de energie, emoție, dedicare sunt sarea pământului, apa care trece prin, lumina soarelui, și va ieși un merișor care poate nu arată ca ăsta, dar din care poți mușca. Are gust și te pune într-o relație nemijlocită. E foarte, foarte, foarte frumos. frumos ați da, fost, am avut bucuria să fiți la, la premiera filmului complet necunoscuți, regizat de Strunilă și vreau să vă spun că eu am plecat acasă, eu nu știu să primesc felicitări, dar pentru mine, felicitările de la dumneavoastră, cu ele m-am culcat în cap și spuneam și lui la telefon. Au fost cele mai importante, cele mai importante felicitări pe care le-am primit. Nu e simplu să faci un remake după un produs care creează referință și are publicului da. și ați făcut un lucru bun care... Pe mine personal m-a bucurat cu performanțe actorice oh, și reale și nu mă feresc că atunci când pot cu onestitate, sinceritate să mă duc să strâng mâna colegului meu. Așa, exact. Să strâns de mână. Da. Să fac acest lucru? Am dus și am spus nevestim, eram. Eu cu asta am rămas. Acum, că noi nu ne-am întâlnit deocamdată, zic eu, încă în, în această meserie. Nu am jucat niciodată, nici cu Paul n-ați jucat, i-ați fost profesor. De asta vreau să vă rugăm, cum o să rugăm pe toată lumea, să jucați o scenă dintr-un film celebru cu noi. Durează un eu, minut. Eu text la eu prima este vedere. un text la prima vedere, din Matrix, este întâlnirea, întâlnirea dintre rol... morfeus Morpheus și Neo. Noi nu știm, noi nu ai un singur personaj, avem partener, noi o să tragem la sorți cine vă dă replica. Și dacă sunteți de uitați, aveți subliniat acolo, sunt câteva replici. Hai să tragem la sorți să vedem cine joacă. Noi jucăm foarte că... La și. Trei și. Da. Si. Un, doi, trei si. și. așa ah, ochi Deci asta nu va apărea în podcast. Ba Sper. da. Sper. Sper, da, sperați, da. <gânde> o să fie un dezastru. Păi dacă putem porni de la dezastru și să zic că domnul ăsta joacă <gânde> filme. Păi <gânde> dar, e text la prima vedere, da. deci nu, nu, e, nu e complicat, da. că nu v-am dat da, monolog da. complicat. Bun, 2, 3 și tu ești regizorul meu. Exact. Gata. n am, n -am -n niciun fel de informație, citim. Da, păi exact. Bine a da, venit de După cum ai ghicit, cu siguranță, eu sunt Morpheus. Morpheus? Morpheus? Da. Sunt onorat să te întâlnesc. Nu, onoarea e de partea mea. Te rog, ia loc. Bănuiesc că acum te simți ca Alice, căzând prin viziunea iepărilor. Pot spune și așa. Se vede în privirea ta. Arăți ca un om care acceptă ce vede, pentru că așteaptă să se trezească. Ironic, nu ești prea departe de adevăr. Sper că nu-i didascorie. Crezi în destin, Nio? Nu. De ce nu? Pentru că nu-mi place ideea că nu-mi controlez viața. Știu exact ce spui. Lasă-mă să spun de ce te afli aici. Ești aici pentru că știi ceva. Nu-ți pot explica ce știi, dar o simți. Toată viața ai simțit. Că ceva în lume nu e bine. Nu știi ce e, dar e acolo, ca o așchie care te scoate din minți. Acest sentiment a dus la mine. Știi despre ce vorbesc? despre Matrix. Vrei să știi ce e? A? Da. Matrix e peste tot, ne înconjoară. Chiar și aici, în camera asta. O vezi când te uiți pe fereastră sau când pornești revizorul. O simți când te duci la serviciu, la biserică, când plătești impozitele. Este lumea care ți-a fost trasă peste ochi ca să nu vezi adevărul. Care adevăr? Că ești un sclav. Uuuh, Mama, mă, mă, că că vă mulțumesc foarte -a mult. Așa, vă mult. Vă mulțumesc foarte foarte mult. Eu vă mulțumesc mulțumim foarte mult. Gata, acum poți să zici că ai jucat și cu Adrian Titieni. Acum da, am am, am regizat și cu am Cine Titieni a jucat cu. Un, bă, pe am jucat cu am jucat cu Titieni în Matrix. <laughs> <laughs> Vezi, te gândești la studentul care ia prima dată un text la prima vedere, da. că e casting nu e deloc nu e, nu e ușor. simplu. Este ușor. Acum e puțin impropriu, dar ar fi trebuit să mă lăsați puțin să mă familiarizez. Păi dar nu dar asta am acceptat provocarea vă și, eu, și eu vă mulțumesc. Și, uh, apropo de întâmplarea asta, cursul de artă actorului de la universitate e împreună cu regizorii. Regizorii sunt niște oameni informați, un spectru cultural un pic mai. <coughs> upgradat decât cel al actorilor, unii dintre ei, nu vreau să generalizăm, dar un soi de atitudine, uh, zice, sunt așa mai serioși, mai închiși în ei, mai fără umor, mai... Mai suficienți? Nu a spus. Da. Și facem un exercițiu, împreună cu actorii, în care toată lumea stă în fața camerei și are un monolog în cinci puncte. Prima amintire conștientă, cine sunt eu, cum mă simt în clipa asta, cum mă profilez în viitor și dacă lumea ar tăcea pentru 30 de secunde, ce le-aș spune? Ce i-aș spune? Au făcut actorii exercițiu și acum are regizorii care erau bine conturați acolo în scaunul, au trecut și au făcut exercițiu. Și și-au dat seama că de fapt nu e ușor. Și și-au dat seama Manu. cât de dificil e să fii în acea condiție în care toată atenția e pe tine și tu trebuie să performezi și îți transpiră palmele și m-a cu și pe mine în această condiție față camerelor de Dar de a, a fost foarte a fost, fost, foarte tare, foarte bine. Uh, în încheiere, ne-am gândit la să ne spuneți dacă aveți ceea ce se cheamă, americanii numesc bucket list. Știți? Cunoașteți mm. termenul? Sunt, Este uh, o listă de dorințe Experiențe de viață pe care vreți sau vă doriți foarte tare să le îndepliniți până la sfârșitul vieții. Adică, Acum, până să dă... niște dorințe foarte puternice, niște lucruri pe care poate vreți să le faceți sau să da, le vedeți. sau. Ce, ce n-ați făcut? Ce, ce v-ați dorit? Și... Ce mă străduit de foarte multă vreme este să devin de plin conștient de experiența asta care se numește viață. Pentru că senzația mea e că fericitul cadou pe care îl avem e într-o a conștientiza plenar cine suntem. Ăsta e un lucru pe care mi-l doresc și poate nu îl, îl, caut suficient sau nu încerc să-l descoper, să descoper suficient de mult pe cât ar trebui, pentru că timpul trece, ne săvârșim și aș dori să devin din zi în zi mai conștient de misterul numit viață, de ce se întâmplă cu mine, cu celălalt, cu lumea în care trăiesc. Ăsta e singurul lucru. În rest, n-am niciun fel de... N-aveți ceva concret de vreau să sar cu parașuta, vreau să... Ceva care până să se termine povestea mea pe acest pământ, să știu că am făcut ceva mai, mai derizor decât așa, e chestie abstractă ce ne-ați spus mai devreme la care nu vă putem ajuta pentru că noi vrem să vă ajutăm să vi îndepliniți. O experiență absolut extraordinară a fost, eram copil și uh, mama era economist la o întreprindere de protecția plantelor și la vremea respectivă stropeau plantele cu avioane și cu elicoptere și uite bine că m-am uitat acum că trebuie să-l sun pe acest pilot mahu care m-a căutat și m-a luat în elicopter și a fost ceva absolut fantastic, deci o experiență unică, acum parcă n-aș mai zbura cu un elicopter uh, să văd uh, minunea de sub mine, dar uh, cu un balon cu aer cald parcă m-aș plimba peste, peste da. plajele da. din lume. Cu aer cald, da. Noi încercăm da. să, îndeplin -o, o să, încercăm să îndeplinim sorge. dorințele invitaților noștri, atât cât este posibil. Iar asta cu balonul cu aer cald este foarte bun. O să, încercăm, o să încercăm să vă îndeplinim această dorință. Nu știu dacă o să zburăm și noi. Băi, împreună, altfel împreună, are altfel -are și... sens. Dar știți că mai urcă o de balan. la de nisip să se mai arunce ca să se ridice, să nu trebuiască, bă, la unul din voi doi trebuie să renunțăm. Ca să se ridice. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Eu vă profesor, mulțumesc. Pentru... Vă mulțumim enorm. Ne-am ne, -am, ne -am, -ați bucurat foarte tare. Ați fost uh, între noi. Ați fost între noi. Acum o să și mâncăm ceva. După noi no. nu mâncăm pentru că suntem îmbrăcați. Dau curs la... invitație și nu lăsați... Uh... Privitorii dumneavoastră să se crede că o să mănânc numai eu și voi. Nu, nu, nu no, noi n-am mâncat, da, mâncat la cadru pentru că ne omoară din abuzatul care ne-a dat hainele. Eu, de exemplu, nu am nepătăm... nicio haină nepătată, am toate hainele nepătate, am un talent extraordinar de uite, alt talent inutil pe care l-am. Împătesc hainele la prima nu, masă. Nu e un talent, e un defect. Eu îl privesc ca pe un talent. <laughs> de ce îți ies chestii abstracte, Picasso-uri? Da, uneori mi-apar mi și niște forme. Da, nu cred că Adina aș dorește să-i desenăm da, un Da, tocmai Picasso. de aia nu ne-am atins de mâncare. De și... care și... sos aia a fost. Mai ales sosul ăla. Mulțumim foarte mult, domnule Mulțumim Potrezi. foarte Haideți mulțum, să, haide să mâncăm. De hai, -o, hai. E puțin îngrămadit? Nu, no, e perfect. E perfect. Sunt foarte încântat că am reușit să îndeplinesc una dintre dorințele domnului Titieni, care m-a lăsat să spun Adrian. Cu mine este zic Titi. E foarte bine. Zic Titi? Sigur. Oricum suntem în balon. N-am ce să mai fac. Unde să mai fug acum dacă îmi fac vreo gapă. Suntem în aer! Wow. Ne pare rău că nu ești cu noi, dar nici nu mai aveai loc. Perfecțiune! E experiență cu caracter de unicitate, prima dată în viață toate experiențele astea sunt uh, pline de emoții speciale. La 58 de ani ți se întâmplă puțin de lucruri dată în viață, dar uite că prin incidența sau intermediul și, și bunăvoința voastră trebuie și asta. Mulțumesc!